21 de tineri implicați din mai multe țări, alături de organizatori, s-au adunat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin pentru o acțiune de ecologizare a apelor, dar și de conștientizare în ceea ce privește importanța apei în viețile oamenilor. Timp de 8 zile, 21 de tineri din 3 țări, Bulgaria, Grecia și România, vor încerca să facă cât mai multe acțiuni în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană, prin care vor încerca să reducă nivelul de poluare al apelor. Pe lângă faptul că proiectul are în prim plan combaterea poluării apelor, acesta deservește și ca acțiune de conștientizare pentru tineri, dar și pentru toți cetățenii a căror viață depinde de existența unei ape cât mai curate. Este un proiect care își propune să combată poluarea apelor, în special poluarea cu plastic a apelor, și să conștientizeze, să educe tinerii din 3 comunități, din România, Bulgaria și Grecia, cu privire la cum ne afectează poluarea apelor ca și ființe umane. În cadrul proiectului, noi am desfășurat o activitate de cercetare la nivel european în cele 3 țări participante cu privire la problema poluării apelor cu plastic. Am realizat diferite activități și materiale educaționale care să poată fi folosite de organizațiile de tineret în activități de formare cu tinerii. Am avut un curs de formare în luna august a anului trecut, organizat în Grecia, la care au participat 24 de tineri din cele 3 țări partenere. Diferite activități de conștientizare organizate în cadrul Zilei Mondiale a Apei, iar astăzi începe un schimb de tineret care se va desfășura în Drobeta-Turnu-Severin pe parcursul a 8 zile, schimb care aduce la oaltă 21 de tineri participanți care vor participa la diferite ateliere legate de poluare. Vom efectua vizite la stația de tratare și filtrare a apei din oraș. Vom avea activități interculturale în care tinerii își vor împărtăși aspecte din tradiții și din cultura proprie fiecărei țări și multe alte activități interesante. Proiectul Clean Waters for Our Planet s-a desfășurat la nivelul internațional, în Grecia cât și în Bulgaria, unde s-a organizat o mulțime de ateliere de informare și conștientizare, dar și ample acțiuni de ecologizare, prin care tinerii implicați au strâns deșeurile de plastic care afectau apele. Acțiunea din Drobeta-Turnu-Severin vizează fluviul Dunărea, un fluviu important care alimentează atât orașul nostru, cât și alte multe localități din țările pe care le străbate. Suntem parteneri în acest proiect internațional, Clean Waters for Our Planet, atât de important pentru planeta noastră. Aceasta este una dintre activitățile din acest proiect. Am avut de asemenea activități în Grecia, în zona munților Olimp. Acum suntem aici, în minunatul municipiu Drobeta, situat lângă fluviul Dunărea. Întâlnirile noastre au avut loc și în Bulgaria, țară din care provenim noi, eu și tinerii de care sunt alături. De ce este atât de important acest proiect? Așa cum știm cu toții, planeta noastră este supranumită și planeta albastră, deoarece mai mult de 70% din suprafață este acoperită de apă. Din cantitatea totală de apă regăsită pe Pământ, puțin peste 3% este apă dulce, bună pentru consum. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință să salvăm și să protejăm apele, să le păstrăm curate, atât pentru noi cât și pentru viitoarele generații. Este foarte important să facem tinerii, dar și întreaga comunitate, să înțeleagă că nu trebuie să arunce deșeurile în bazinele de apă, în râuri sau în fluvii, ci în general în natură, dar în special în apă. Tinerii participanți din Drobeta-Turnu-Severin sunt entuziasmați să colaboreze cu tinerii din Bulgaria și Grecia pentru a realiza cât mai multe activități prietenoase de curățare a apelor din zona noastră. Este un proiect despre salvarea apei. Ne-am adunat aici din 3 țări, din România, Bulgaria și Grecia. Se numește proiectul Save Water, Save Humanity, adică am încercat să salvăm apa pentru că, după cum știm, este foarte poluată și încercăm să informăm populația, să informăm oamenii că trebuie să nu mai aruncăm gunoi unde nu trebuie și să ne salvăm planeta. Spune-mi ce acțiuni faceți. Am avut de-a lungul timpului numeroase proiecte de ecologizare, am fost pe țărmul Dunării, să adunăm gunoaie, am încercat să adunăm din apă, dar și de pe mal, am fost cu caiace și cred că am făcut o treabă destul de bună și vom încerca să mai facem în continuare. Ne-am adunat astăzi aici în cadrul proiectului Save Waters, Save Humanity. Acesta este un proiect care are ca țări participante România, Bulgaria și Grecia și are ca scop ridicarea nivelului de conștientizare în legătură cu problema poluării apei și cum folosim apa într-un mod care să ne fie benefic cât mai mult nouă. Astăzi, marea parte a activităților o să se bazeze pe team building și anume
cunoașterea între coechipieri, între țările respective, ca să putem avea pe mai târziu o mai bună colaborare la activitățile viitoare. Apa poluată a devenit o problemă reală în ultimii ani, atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru sănătatea umană. Aceasta afectează buna funcționare a vegetației, a vieții acvatice și animale, dar și organismul uman. De aceea este important ca fiecare persoană să înțeleagă efectele apei poluate, cauzele fenomenului, dar și măsurile de prevenție care se pot lua pentru a împiedica acest lucru. De aceea, elevi din 3 țări ale lumii s-au organizat și încearcă din răsputeri să curețe apele și să ofere un exemplu celor din jur.